Tot astăzi, prin vicepreședintele PDL Cesar Preda a avertizat că USL ar pregăti fraudarea referendumului. Parlamentarul buzean își bazează afirmațiile pe lipsa unor măsuri din partea ministerelor responsabile cu organizarea scrutinului de duminică. Aici a luat în colimator pe ministrul de interne Ioan Rus și cel al administrației Victor Paul Dobre. Sunt pregătiți să fure, iar domnului ministru Rus și domnului ministru delegat Dobre le transmit că sunt în postura care le poate dărâma întreaga muncă de viață și carieră. S-au făcut preși în fața acestor dorințe de a fura a liderilor USL-ului. Atacul a continuat cu anumite exemple legate de ceea ce ar fi însemnat măsuri împotriva vicierii rezultatului referendumului, astfel că pentru cei doi miniștri, șeful Democrat-Liberalilor buzoieni a avut câteva întrebări retorice. Nu acceptă ceea ce au cerut în 2009 la alegeri prezidențiale. Nu acceptă camere de luat vederi. De ce, domnule Rus și domnule Dobre, nu puneți camere de luat vederi așa cum a pus Vasile Blaga atunci când a solicitat? De ce, domnule Rus și domnule Dobre, nu evidențiați listele suplimentare pentru a vedea cine face turism electoral, așa cum ați cerut dumneavoastră și cum am făcut noi atunci când ați cerut? Pentru că vă pregătiți să furați. Și veți fi unelte ale celor care fură pentru faptul că nu luați măsurile care se impun. V-am cerut oficial, v-am cerut lucruri care se pot face și totuși, domnule Rus și domnule Dobre, nu doriți să le faceți.